găsit la întrebări. Întâi vreau să vă spun că acesta este clipul cu numărul 100 pe care îl public pe acest canal și cu ocazia asta vreau să vă mulțumesc tuturor celor care accesați materialele mele, celor care v-ați abonat, celor care mi-ați dat like-uri. Numărul mai mare al accesărilor decât mă așteptam este pe de o parte cea mai frumoasă răsplată pentru munca destul de multă și destul de grea de realizare a acestor clipuri. Și pe de altă parte, numărul mare al accesărilor mă bucură pentru că arată că există încă interes pentru știință, pentru fizică, pentru logică, pentru adevăr. Pentru că adevărul vine de la știință. Știința se ocupă cu ceea ce știm și nu cu ceea ce credem. Și nimeni nu încearcă să ne mintă în fizică, în știință. Tot cu această ocazie vă spun și câteva planuri pe care le am. De obicei se spune planuri de viitor. Eu nu voi face această precizare pentru că n-am auzit pe nimeni să-și facă planuri de trecut. Voi începe foarte curând un nou playlist. Nu vă spun despre ce-i vorba. Încerc să o fac curioși. Vă spun doar că va fi un playlist care va cuprinde materiale foarte scurte, clipuri foarte scurte de câteva minute, doar fiecare. Am început cursurile teoretice la electricitate și după ce voi publica și ultimul curs teoretic la mecanică, voi începe o serie de cursuri aplicative, care sunt foarte folositoare pentru cei care se pregătesc pentru examene și concursuri. Și acum să vedem răspunsul la ultima întrebare. Întrebarea este, deci, cum trebuie procedat ca să ajungem la configurația în care vagoanele și-au schimbat locul între ele, iar locomotiva se găsește în același loc în care se găsește acum? Se spune că o imagine face cât 100 de cuvinte. Înseamnă că o animație face cât 1000. Veți putea număra în animația care urmează mișcările locomotivei și veți vedea că trebuie destul de multe mișcări pentru a realiza schimbarea locului vagoanelor între ele. Să vedem! După cum ați văzut, de 21 de mișcări ale locomotivei pentru a schimba vagoanele între ele. Cel puțin 21 de mișcări, pentru că dacă mecanicul are nevoie de niște ore suplimentare, atunci poate să mai plimbe puțin vagoanele încolo și încoace. Să știți că la începuturile căilor ferate, când nu existau linii duble, erau locuri asemănătoare cu cel pe care l-ați văzut în întrebarea despre care vorbim acum, locuri în care se întâlneau două trenuri care veneau din sens opus.
și prin manevre ale locomotivelor și vagoanelor, trenurile reușeau să treacă unul pe lângă celălalt. De fapt, într-un fel, e mai bine spus că treceau unul prin celălalt. Bineînțeles că numărul de manevre pe care trebuie să le facă locomotivele cresc foarte mult odată cu creșterea numărului vagoanelor. Dar pe vremea respectivă, oamenii aveau mai mult timp decât acum. Pasagerii așteptau răbdători să se facă toate manevrele, trenurile să-și schimbe locul și să poată să plece, să-și continue călătoria. Doar două persoane au dat răspunsul corect. Dumitru Antonie, care a dat chiar două seturi de manevre prin care se poate realiza schimbarea locului vagoanelor, și Daniela Carmen Băluță, care a dat o versiune un pic diferită de cea pe care am prezentat-o, dar corectă, a rezolvării. Felicitări! Întrebarea de azi este legată din nou de probabilități și pariuri. Spun din nou pentru că a mai fost o întrebare asemănătoare în clipul cu numărul 9, intitulat Pariul. Să vedem. Într-o sală de jocuri de noroc din America, cu mulți ani în urmă, se găsea printre multe dispozitive la care se putea paria și un set de 4 cutii. Deasupra lor era scris cam așa. În cele 4 cutii se găsesc 4 bile, câte una în fiecare cutie. 2 bile sunt roșii și 2 sunt albastre. Extrageți 2 bile. Dacă cele 2 bile au aceeași culoare, ați câștigat. Există 3 rezultate posibile de extragere. 2 bile roșii, 2 bile albastre sau una roșie și una albastră. Aveți 2 șanse din 3 de câștig. Mai jos erau următoarele instrucțiuni. Le puteți vedea în desen. Puteți paria în 3 feluri. 1. Puteți face o singură extragere. Dacă extrageți 2 bile de aceeași culoare, indiferent ce culoare, câștigați suma pe care ați pariat-o. 2. Puteți face 2 extrageri. Sigur că după prima extragere bilele sunt puse înapoi și cutiile sunt amestecate, evident fără să știți cum. Dacă la fiecare extragere bilele au aceeași culoare, indiferent care, deci pot fi odată roșii, odată albastre, primiți de 10 ori suma pariată. Și 3. Puteți face din nou 2 extrageri în aceleași condiții ca la punctul 2 și dacă toate cele 4 bile extrase au aceeași culoare, primiți de 30 de ori suma pariată. Am 2 întrebări legate de acest mod de a paria. Prima, sunt calculate corect șansele de câștig în descrierea jocului? Și a doua, există o variantă de pariu din cele 3 propuse prin regulament și pe care le puteți vedea aici, care vă poate aduce câștig dacă pariați de multe ori? În final vreau să vă încurajez să răspundeți, să nu vă fie teamă să dați un răspuns greșit, pentru că așa învățăm, din greșeli învățăm și toți am greșit până când am învățat. Succes și aștept răspunsurile! La revedere!